Bun găsit, Darius. În primul rând, vorbim despre victorie, dar hai să vorbim cu cine a șocat și pe noi aici la Flash prima dată. Leo Strizu anunță că își dă demisia. Cum vezi această situație? Da, acum am aflat și eu. Nu știu, așteptăm pe cineva în continuare dacă dânsul și-a dat demisia, nu știu încă nimic. Cine știe, poate se răzgândește și va continua lângă noi. Dar voi trăiți așa șoc după șoc. Prima dată este Pintili suspendat, apoi câștigați la scor, apoi mai aflați că mai rămâne și fără Leo Strizu. Da, din păcate pentru noi toate deciziile astea sunt contra noastră, dar noi încercăm să ne facem treaba pe teren și să obținem victorii. Din nou, risipă mare de efort astăzi pentru tine. Cât de mare e dorința pentru titlu în acest an? Și te văd, parcă, față de Darius Solaru din anii trecuți, parcă te văd mult mai îndârjit așa în dueluri și chiar în reacții după. Da, îmi doresc foarte mult să... Toți ne dorim să câștigăm titlul în acest an. Vom vedea dacă vom și reuși. Încercăm să dăm totul de la meci la meci și să câștigăm meciuri, pentru că asta ne vor menține aproape de primul loc și sperăm noi pe primul loc la sfârșitul sezonului. Victoria CFR-ului din etapa precedentă, cea cu Petrolul, a pus oarecum presiune pe voi? Pentru păi, toată lumea se aștepta să dați și voi la fel de multe goluri? Da, era un meci acasă, trebuia să ne facem jocul și cred eu că am făcut o partidă bună și am reușit să marcăm și 4 goluri. Sunteți pe drumul cel bun, Darius, simți că ați început să turați cumva motoarele, indiferent, chiar dacă aveți și partide mai slabe, iată, ați reușit să câștigați, eu știu, la Pitești, la scor mai strâns astăzi. Sigur, am reușit să câștigăm puncte și în deplasare, niște deplasări foarte grele. Ne va aștepta în continuare o deplasare foarte grea la UTA pe un teren dificil, dar cred eu că dacă intrăm montați și ne vom face jocul nostru, cred eu că vom obține victoria. Ați pregătit altfel acest meci, ținând cont de faptul că Mihai Pintili n-a putut să fie alături de voi? Ați făcut ceva în plus la antrenamente? Păi, atât timp cât el este la antrenament și este lângă noi, pregătim aceleași lucruri și la meci încercăm să punem în practică. Te întreb pentru că echipa pare așa, că nici nu are nevoie de antrenor la cum joacă în acest moment. Da, normal, noi suntem, până la urmă, noi suntem cei care facem diferența în teren. Normal, ne ajută multe sfaturi de pe margine. Le așteptăm cât mai repede lângă noi. Dar chiar, voi mai băgați în seamă situația asta sau încercați să uitați că nu există, că sunt aceste probleme pe bancă și că, nu știu? Încercăm să ne adaptăm cât de bine putem și să ne facem noi treaba, în primul rând, în teren. Ești curios să afli și tu cine o să vină la echipă? Ori cine va veni, îl așteptăm cu brațele deschise și sperăm în continuare să continuăm pe aceeași pantă ascendentă. Mulțumim! Mulțumim.